Precum mulți dintre iubitorii lumii motoarelor turate la maximum pe pistele circuitelor întrecerilor de Formula 1, și scoțianul David Coulthard a început prin a pilota kartul, dar a trecut în 94 la pilotajul profesionist al bolizilor de Formula 1. Pe parcursul carierei a luat startul la peste 500 de întreceri, a câștigat 13 în cadrul celor profesioniste de F1 și a urcat pe podium de mai mult de 60 de ori. A plecat de asemenea din pole position de 12 ori. A fost component al echipelor Williams, McLaren și Red Bull și a fost un apropiat al lui Mika Häkkinen. În cei 14 ani de activitate în pilotajul de Formula 1, Coulthard nu a câștigat niciun titlu suprem, dar se poate mândri cu ale sale cele mai rapide tururi de pistă, 18 la număr, cu prima victorie la Grand Prix-ul portughez din 1995 sau, de ce nu, cu cea din 2003 de la Marele Premiu al Australiei, ultima din cariera pilotului. Astăzi, retras din competițiile profesioniste, David Coulthard este comentator de specialitate al unei importante televiziuni și nu uită ca la fiecare 27 martie să sărbătorească aniversarea, căci scoțianul pilot de curse a venit pe lume în 1971.